Salutare. A sosit momentul mult așteptat să vă prezint orhideea Reconstyles gigantea spotted. O mică mențiune, nu sunt 100% sigur că acesta este numele complet. Am încercat să o caut pe net și s-ar putea să fie o nu știu să fie tot gigantea spotted, dar o altă plantă, o altă varietate, să zic așa. Așadar, nu sunt 100% sigură de numele ei. Eu am cumpărat-o ca fiind așa, dar posibil să fie o altă variantă sau. Nu, da, depinde de ce culcișori s-au făcut. În sfârșit, asta contează mai puțin. Mai puțin. Contează că am florit, că e frumoasă, că e parfumată și abia aștept în acel moment. Așa arată. După cum știți, ne locuie aici. Locuiește undeva aici, sus, exact aici, pentru că are nevoie de foarte multă lumină. Dar nu puteam să o filmez acolo, stăm cu mâinile ridicate și am zis că trebuie să o prezint așa cum se cuvine. După cum știți, așa cum am menționat deja în comunitate și în, într-un alt filmuleț, când am prezentat mai multe mai, mai deosebite, mai puțin deosebite, V-am spus că o aștept de aproape 4 ani. În decembrie fac 4 ani de când o am, de când am cumpărat-o. Și am avut o mică problemă cu ea. Pentru că a fost foarte, a fost scumpă, trebuie să recunosc că a fost scumpă, nu știu ce preț ar avea acum, dar acum 4 ani era foarte scumpă, deci destul de scumpă, numai că am avut o problemă cu ea. Uh, trebuie să vă că eu am cumpărat-o planta mă refer, ca fiind NBS. NBS înseamnă Near Blooming Size, adică aproape de perioada de înflorire. Asta înseamnă că în anul următor avem șanse foarte mari ca orhidea să înflorească. Numai că atunci când am primit, ce să vedeți, am primit două plante Am arătat. O să vedeți o poză imediat. Uitați, așa arta. Aici, în această imagine, sunt două plante, nu una. Cred că fiecare avea trei frunze. Sper să nu zic greșit, dar parcă așa nu mi-amintesc. Iar rădăcinile, wow, abia avea una sau două bune, în rest uscate, bun. Deci am primit două, deși am comandat una, Păi și eu am fost curioasă de acest aspect, am întrebat și mi s-a spus că așa prin toată lumea și că speră că o să compenseze că primesc două în loc de una. Numai că ce să vedeți? Vă întrebați ce s-a întâmplat cu cealaltă. Bine, cealaltă era putredă, putredă, așa am primit-o, să țină niște frunze uscate de la bază, A fost chestiune câteva zile și gata, totul a fost... Na, ce să vă zic, asta este situația ce a rămas cu una. Și vreau să vă spun că nu mi-a fost ușor, pentru că era o plantă nouă, trebuia să iau cumva de la zero cu ea, nu prea avea rădăcini, mă rog, nu mi-a fost ușor cu ea. Am crezut că o pierdă mai multe ori, pentru că nu arată deloc cum ar fi trebuit să arate. Eu nu sunt exagerată. Sunt convinsă că, indiferent de unde cumperi, că cumperi de România, că cumperi din afară, sunt destule site-uri și în afară de unde poți cumpăra ori de mai deosebită. Sunt convinsă că nimeni nu să să numere frunzele și rădăcine să arate identic ca cel de pe site. Dar când primesc două amărâte, cu rădăcini aproape... Hmm. Vedeți și voi, trebuie singur concluzii dacă vi se pară de. Deci vreau să vă spun că diferența între uria pe care am primit-o, mă refer la cea care a rămas, că cealaltă v-am spus, să ținem doar niște frunze uscate de la bază, chiar te de, da? Deci diferențele au enorme și pe mine nu m-a ajutat deloc, nu m-a ajutat cu nimic faptul că am primit două plante, unul pentru că cea de-a doua era putredă, așa cum am menționat deja, și în plus, cu ce m-ar ajuta două? Poate că n-avem spațiu de două, poate că... Da, nu știu. Da, acum, corect ar fi fost să întrebi, să-mi trimite un e-mail, să mă suni sau nu știu ceva. De... Măi, fraților, nu mai, nu mai avem plante ca cea de pe site. Avem o leamărâtă ca vai de ele. Vă trimit una dacă vreți la un preț redus, nu la preț întreg, și e alegea dumneavoastră, Știți? ceva de genos, așa consider eu corect. Acum, acesta este motivul pentru care a trebuit să aștept 4 ani să-mi Asta e se întâmplă și lucruri de genul ăsta, dar, pe de altă parte, e totuși bine, cumva, e satisfacția e mai mare, pentru că știu că am muncit mai mult cu ea. Acest e riscul atunci când cumperi, mă rog, da, m am zis ce s-a întâmplat în cazul meu, dar atunci când o cumperi foarte mică, te lupți mult cu ea, pentru că până te încep să descurci ea până începe să facă rădăcini, până începe să facă frunze până, da, nu e ușor e ca, un... adică, ca și cum ai un copil nou născut da, și și face o comparație cu copil care deja câțiva fa ani și ăla deja știe să vorbească, știi ce îl doare știi o grămadă chestii deci cam asta ar fi diferența diferențele, de fapt, că sunt mai multe mă rog, nu mai vreau să mă plâng legat de situația asta nu mai contează, a fost cu patru ani în urmă Asta este. Na, ce să zic. În sfârșit, acum despre această orhidee, v-am legat de nume că nu sunt foarte sigură, și pot să vă spun este că este o, un fel de vanda, e o combinație, un hibrid între mai multe specii, între mai multe genuri chiar, dar se îngrijește oricum ca o vanda. A nevoie de o lumină foarte bună, vă marta mai devreme un doțin și încerc să-i ofer lumina pe toate părți, mai ales care aceste frunze mari. Iar aceste frunze pe care le vedeți pot crește la și mai mari, foarte mari, cărnoase, viguroase, adică sunt destul de tari. A mea este puțin deshidratată pentru că nu prea am dat-o la dat timp. Am fost super, super crizată cu tija, să nu rup tija, pentru că am așteptat-o patru ani și mi-era foarte teamă. Iar și niște rădăcini foarte mari, sunt niște rădăcini aeriene și sunt și astea tari. Și, uh, deși nu vreți să, să știți cum am ținut-o, mai ceva cap în un bebelou, atunci când o duceam să aud. Zic, hai că dacă rup rădăcina, rup rădăcina să nu rup așa, Cam așa am fost. De ce să mint? Așa am fost. Acum sunt o mai relaxată, că am fost o înflorită. Și da, se mai numește coada de vulpe pentru că tija are acest aspect. Apropo de tija, poate face între 15 și 50 de flori, a mea are puțin peste 40, 43, parcă așa am reușit să număr. Acum, dacă e bine pentru prima înflorire, ideea este că această orhidee face de obicei mai multe tije, a a făcut una singură. Ca număr de flori e bine, dar de obicei face și câte 3-4 tije și când... Aceste orhidei fac mai multe tije, e o bogăție acolo. Dar având în vedere că este prima înflorire, nu pot să am pretenții prea mari, mai ales că m-am chinuit cu ea până i-am găsit substratul potrivit cumva. Apropo de substratul potrivit și de rădăcini, are niște rădăcini mai croase. Nu face foarte multe rădăcini, nu știu, poate că eu sunt de vin în acest capitol, nu știu ce să zic. Nu are și rădăcini enorme, nu știu, nu se ramifică atât de des sau atât de mult ca alte orhidee, dar face totuși. Dar cine sunt destul de croase? Priviți-o pe aceasta. Desigur, nu toate sunt ca cea pe care tocmai ați văzut-o. Și apropo, am făcut -o, și o mică improvisație, pentru că în momentul când a apărut Tisha, mi-era teama că se va lovi cumva și că nu va putea ieși... Uh, nu știu, pe lângă ghiveci. Mă gândeam că o să se lovească de ghiveci, de mască, în sfârșit. Și apropo de tișă, am așteptat-o să crească și să înflorească peste patru luni. Peste patru luni. Pentru că aminte că am făcut la un moment dat o poză cu... <laughs> și ea deja deci a crescut, deci la început crește foarte lent foarte, după aceea când mai crește ea și deja se văd bobocii formați, cumva toată treaba e mai rapidă cumva dar la început creștea foarte lent, știam acest aspect crește foarte lent, dar na, asta e așteptat nu știu, sincer să spun, cred că în jur de patru luni sper să nu, spun, să nu spun vreo minciună, dar undeva pe acolo plus minus câteva de săptămâni. Bun, vorbeam despre substrat și am început la, să vorbesc de trișă. Ca și substrat am cipsuri de cocos cu scoarță. Substratul nu trebuie să o suce niciodată între udări. Da, și în perioada de creștere trebuie fertilizat. Adică de primăvară până spre toamnă, trebuie fertilizată. Ii, după cum știți, eu folosesc îngrășământ cu o eliberare lentă, să acele granule. I-am schimbat substratul culmea ăsta. Cred că dacă nu-i schimbat substratul, înfloră și mai frumos, pentru că știți că schimbarea substratului este de mult plant destul de mult planta. I-am schimbat substratul prin vară, cred. Am și un filmuleț în acela scurt, uh, pentru că poate să se mie o chestie... Uh, nu anul acesta, ci data trecută, acum câțiva ani, când i-am mai schimbat eu substratul, când era mult mai mică planta. I-am pus un coșuleț la bază și a fost horror să, să scot planta în acel coșuleț. A trebuit să tai coșulețul ca să nu răneze rădăcinile. Oricum a fost o muncă de chinez bătrân. Dar în sfârșit am trecut peste. Și deci, cum spuneam, i-am schimbat substratul substratul să nu se usuce între udări, deci să fim un substrat să fie și un pic de umiditate, să fie și ventilat, deci așa un echilibru între ventilație și umiditate. Știu că multe timp în un coș eu nu am niciun coș, am mască, ghiveci, am ce vedeți, n-am coșuri alternat, nu știu ce, dar da, să fiți atenți la udare, să nu exagerează, nici să o răriți încât să se desirateze. Da, v-am zis ce s-a întâmplat cu a mea. În rest, lumină foarte, foarte, foarte multă și deja v am înscrește foarte greu. În rest, chiar nu mai știu ce, dacă aveți întrebări legate de ea. Și apropo, sunt curioasă dacă aveți această orhidee. Acum să vorbim despre parfum pentru că parfumul mai este super mega interesant. E ceva picant acolo, ce nu știu eu să descriu corect. E ceva picant, dar e și ceva floral. Cumva se seamănă cu Liodoro. E o combinație de Liodoro cu cireșe, nu știu să descriu exact. E și ceva picant. Dar este foarte frumoasă și o ador. Și cam atât în acest film, chiar nu mai știu ce să zic despre ea, dacă aveți voi întrebări, le aștept în bară comentarii și cam atât, pe curând.